Bine v-am regăsit la horoscopul zilei de marți. Din start am să-mi cer iertare pentru faptul că ceea ce vedeți o să fie cam imaginea mea pentru rău, câteva zile bune de acum înainte. Din motive personale nu voi putea apărea și în varianta video, așa că o să mă ascultați ca într-o poveste radiofonică. Intrăm în povestea zilei de marți pentru că se întâmplă ceva important astăzi, pe 16 martie. Mercur intră în Pești. Și deci se lărgește acel buchet de planete din zodia Peștilor, încât, iată, ce avem de azi înainte. Soarele este în Pești, Mercur este în Pești, Venus încă în Pești și Neptun. 4 planete în Pești, care, clar, vor face ca aceasta, zodia Peștilor, să fie cea mai puternică în acest moment pe cer. Până mai ieri, țineți minte că a fost Vărsătorul, acum gata, Pești intră în centrul atenției și ne oferă energia sa spirituală, psihică, profundă, care ne ajută să privim în interior foarte mult. Asta până sâmbătă, când încetul cu încetul vor ieși planetele din acest zodie și acum avem 4, astfel încât la finalul săptămânii vom avea doar 2. Dar, iată, între 16 și 20 va fi un maximum de 4 planete în această zodie. Bineînțeles, toți suntem influențați de această aglomerație de planete, pentru că toți avem zodia Peștilor undeva pe hartă. Acum vă aduc aminte că există și horoscopul săptămânii, în care clar că am făcut referire și la aceste aspecte, la intrarea lui Mercur în Pești. Mercur în Pești ce face? Ne oferă ceva inspirație, imaginație, ne ajută să comunicăm ceea ce avem noi în interior, mai profund, mai adânc, mai ascuns. Poate fi un moment bun de destăinuiri, să exprimăm în cuvinte ceea ce ținem ascuns. Temeri, dileme, iubiri neîmpărtășite, secrete, tot felul de lucruri pe care le avem acolo în ceea ce ascunde adâncul sufletului nostru. Că asta este de fapt zona Peștilor, temerile noastre cele mai ascunse, comoara noastră cea mai de preț pe care încercăm să o ținem protejată, să o ținem secretă, că acolo probabil ne simțim și cei mai vulnerabili. Poate acest Mercur în Pești ne va ajuta pe toți să aprofundăm gândurile noastre cele mai adânci, emoțiile noastre și să găsim o cale de a le transforma în cuvinte. Din acest moment puteți să căutați minutul și secunda de unde începe zodia voastră și mergeți direct acolo pentru horoscopul zilei de marți, 16 martie. Pentru Berbec, ziua aduce un fel de energie specific vouă. Adică vă puteți comporta exact așa cum sunteți voi de obicei. Nu e nicio schimbare în modul de a vă manifesta. Sunteți berbeci, jet be jet, cu un dram de preocupare de sine, cu un dram de energie descătușată, chiar și în momente nepotrivite, cu un dram de egoism, cu un dram de atenție doar asupra nevoilor personale. Deci cuvântul eu pentru voi va avea o însemnătate cu totul aparte. De fapt, s-ar putea să vă și arătați la justa valoare, să vă puneți personalitatea în valoare așa cum sunteți voi. Că da, sunt situații în care e nevoie să fiți tipic berbec, tipic energic, tipic autoritar, tipic deschizător de drumuri. Da, poate și un pic egoist, că uneori e bine să trageți și pe turta voastră pentru a vă pune mai bine în valoare. Există o doză de încăpățânare acolo, o doză de rezervă, nu vreți să faceți unele lucruri, o țineți pe a voastră, dar pe semne că sunteți foarte fermi pe poziția voastră, credeți cu tărie în principiile voastre, în ideile voastre, în acțiunile voastre și nu vă lăsați până nu vă impuneți punctul de vedere. Unii s-ar putea să vă considere exagerat de încăpățânat, prea o țineți pe a voastră, prea îl luați pe nu în brațe, sau mai bine zis pe eu în brațe și considerați că doar voi aveți ultimul cuvânt. Dar probabil știți voi ce știți și e bine să vă susțineți punctul de vedere până la capăt. Aveți și oarecare doză de avariție, de lăcomie, de gelozie. Țineți foarte mult la bunurile voastre, la poziția voastră, la ce vă aparține, la cine sunteți, încât poate fi și o energie foarte combativă pentru voi. De asta sunteți pregătiți să luptați pentru ce este al vostru, pentru drepturile voastre, pentru poziția voastră, orice ar însemna asta. Un luptător, pe semne un militant pentru drepturile proprii de data asta, și de aceea multă lume, unii de fapt vă vor admira pentru această fermitate, pentru această personalitate foarte puternică, dar alții vor fi și un pic rezervați și s-ar putea să vină și unele reproșuri că prea sunteți, nu știu, autoritar, impulsiv, egoist, că de Berbecul mai are și unele mici atitudini în acestea de individualitate foarte puternică. Pentru tauri, legea intervine într-un mod cam brut, printr-un refuz, printr-o interdicție, printr-o ușă trântită în nas. Voi ați vrea să mergeți pe anumită cale, voi o considerați justă, voi o considerați legală, voi o considerați dreaptă, așa cum trebuie, dar se pare că legea nu ține cu voi de data asta, ci vă cam impune restricții. Multe vor fi momentele în care veți avea impresia că nu aveți voie să faceți nimic, că nu aveți voie să vă mișcați nici la stânga, nici la dreapta. Un refuz categoric poate veni de la modul de aplicare a legii. Bun, pot fi legi scrise, legi nescrise, legi ale locului de muncă, legi ale țării în care trăiți, dar care astăzi sunt obligatoriu a fi ascultate, că s-ar putea să existe și metode de a vă obliga să le respectați. Și dacă nu le respectați, există și metode de a vă pedepsi în acest sens. Pentru unii tauri poate interveni legea într-un mod cam abrupt, printr-o amendă, printr-o mustrare, printr-o foaie primită acasă de pe la o instituție a statului, dar dacă pe undeva v-ați abătut de la lege, n-aveți încotro, unde legea nu-i tocmeală. Totuși, s-ar putea să fie și unele legi restrictive, care voi poate sunteți plini de dorința de a face ceva, dar nu puteți duce mai departe ce ați început din cauza acestor limitări legale, legislative, poate unele de-a dreptul absurde, pe care chiar nu le puteți evita și nu aveți încotro decât să vă supuneți lor orbește. Pentru gemeni e un moment al ajutorului. Primiți ajutor de la cineva drag vouă. E aproape de voi, vă susține cu ceva. Sunteți într-un moment în care chiar întindeți mâna arătând că nu aveți un instrument, o metodă de a ieși dintr-un impas. Poate aveți nevoie de niște bani, poate aveți nevoie de un sfat, poate aveți nevoie de intervenția cuiva efectiv în problemele voastre și trebuie să știți la cine să apelați. Cineva drag pare să fie această persoană care vă înțelege, a mai fost și altă dată alături de voi, va mai fi și altă dată alături de voi și probabil nici nu trebuie să-i spuneți prea mult că aveți nevoie de ajutor, că e acolo trup și suflet să vă ofere ceea ce stă în puterea lui. S-ar putea ajutorul lui să nu fie neapărat material, deși există și o conotație materială. De exemplu, bani, să facă ceva în beneficiul vostru, ci mai degrabă pare să fie un ajutor, un suport moral mai degrabă, o alinare, o ureche de ascultat, o mângâiere la nevoie, și pentru voi contează și acest lucru. Pe principiu, prietenul la nevoie se cunoaște, o să vedeți acum cu adevărat cine vă stă aproape, dar cine vă stă aproape la greu, nu la bine, pentru că voi treceți printr-un moment mai dificil în care chiar vă lipsește ceva și intervine acest om pentru a dărui ceva din prea plinului sau din puținul lui pentru a vă ridica și vouă moralul. E salvatorul zilei, puteți spune că e salvatorul zilei pentru voi, că aduce măcar un dram de speranță. Vă scoate dintr-un impas, vă scoate dintr-o lipsă momentană și care, datorită acestei persoane, ar putea fi acoperită. Pentru Rac este o zi în care puneți foarte mult preț pe colaborare, atrageți alături de voi un grup mai mare de persoane, dar în care s-ar putea voi să jucați un rol cheie, un rol de profesor, de îndrumător, de capitan de echipă, voi îi adunați pe toți la oaltă și le cam arătați ce au de făcut. Dați acele ordine, dar nu o faceți cu superioritate, nu o faceți cu autoritate, nu o faceți cu un dram de agresivitate, nimic din toate astea, ci dimpotrivă. Voi sunteți capitanul jucător, alături de ei, veniți în echipă și lucrați alături de ei, dar cineva trebuie să-i coordoneze. Și se pare că voi sunteți aceștia. Voi aveți o viziune de ansamblu mai clară, știți pe ce vă bazați, știți care sunt instrumentele, știți care sunt căile de a ajunge la niște rezultate pe care toată lumea le dorește. Dar cât timp nu se erigează nimeni într-un fel de mic lider acolo, de îndrumător al întregii echipe, lucrurile s-ar putea să meargă cam haotic. Dar de aceea sunteți voi acolo, să îi organizați pe toți, să le spuneți tuturor ce au de făcut, să le dați câte un rol în povestea asta, să-i urmăriți, să-i supravegheați într-un sens pozitiv, dar făcând alături de ei, nu punându-vă deasupra tuturor așa pe un jilț de împărat și dați comenzi, nici vorbă de așa ceva, ci chiar sunteți acolo, lucrați alături de ei, umăr la umăr, îi motivați, îi susțineți, le admirați succesele în cazul în care ajung la ele. Deci aveți un rol cheie într-un astfel de grup, poate să fie un grup mic de 2-3 persoane, un grup mai mare de o echipă întreagă de fotbal, dar rolul vostru se va dovedi a fi esențial, pentru că cineva trebuie să-i ghideze pe toți acești oameni și viziunea voastră este foarte concretă, foarte clară asupra situației și știți exact unde trebuie să ajungeți, pe ce să vă bazați și cumva îi împingeți și pe aceștia de la spate să ajungeți la aceste rezultate. Pentru Leu este o zi a prosperității din multe puncte de vedere. Dați senzația așa de abundență, că aveți tot ce vă trebuie, că aveți portofoliul plin, că nevoile voastre sunt total satisfăcute. Cine vă vede, vede în voi o persoană total descurcăreață, independentă, deloc nevoiașă. Voi aveți tot ce vă trebuie. Bun, posibil cu conotații în general materiale, dar poate nu doar asta, poate e vorba de un sentiment așa de împlinire de sine, de satisfacție, de mândrie, de laudă de sine. De ce nu? Vă afișați în fața tuturor ca un om satisfăcut, autosatisfăcut din toate punctele de vedere. Aveți tot ce vă trebuie pentru a fi chiar fericit. Și atrageți alături de voi persoane cu același, cu dorința, să zicem, de a fi ca voi. Încât deveniți un fel de exemplu pentru mulți. Le arătați, uite, eu am reușit, eu sunt prosper, eu am succes, eu sunt împlinit. Și cumva îi trageți și pe ei alături de voi sau poate chiar îi învățați ce au de făcut. E deci o zi în care puteți să vă lăudați, să ieșiți la interval cu realizările voastre. Probabil a venit vremea să vorbiți ce ați făcut până acum, cât de bine v-ați descurcat. Poate până acum v-ați văzut de treabă și nu ați apucat să povestiți lumii cum ați ajuns în acest moment. Dar sunteți în faza aceea de recoltă, de culegerea roadelor și, normal, începeți să vorbiți despre aceste succese. Aveți cu ce vă lăuda, aveți motive să fiți mândru de voi. Și lumea, clar, vă va remarca, vă va admira sincer pentru ceea ce ați realizat. Că ați muncit, ați tras din greu, dar mai ales v-ați pus foarte bine în valoare calitățile. Ați știut pe ce să marșați, ați știut pe ce butoane să apăsați ca să ajungeți la această stare de bine, de satisfacție personală, de împlinire, care vi se citește pur și simplu pe chip. Pentru Fecioare este o zi a pasiunii din multe puncte de vedere. Poate se naște o poveste de iubire acolo la orizont și simțiți așa că vi se cam aprind călcâile. Ori voi sunteți cel care iese la vânătoare și poate cuceri inima cuiva, că aveți mai mult șarm, mai multă atractivitate, pe vino încoa, așa e ceva acolo care vă atrage atenția asupra voastră, ori celălalt are un șarm cu totul special că vă zăpăcește pur și simplu. Se adună acolo niște planete în zona sexului opus, să zicem așa, a cuplului, 4 planete în casa a 7-a pentru voi, vor fi un motor, activează foarte mult relațiile, activează pasiunea, atracția dintre oameni, magnetismul, încât pentru unele fecioare poate fi o zi de îndrăgostire. Ori faceți voi o cucerire, ori cineva știe să umble la sentimentele voastre încât să vă zăpăcească întru totul. Dacă dragostea lipsea din peisaj, ieșiți astăzi în întâmpinare, pentru că e după colț pur și simplu și poate fi văpaie acolo, poate fi și emoție, bineînțeles, nu doar atracție, e sentiment plus atracție, emoție plus pasiune, așa la pachet vin toate, încât poate fi chiar o poveste de dragoste, așa cam filme, cam povești, cum toată lumea își dorește. Bineînțeles, asta dacă sunteți pregătiți să primiți iubirea în viața voastră. Dacă nu e vorba de iubire, tot despre pasiune este vorba, pentru că aveți ocazia să vă puneți în aplicare toată această energie clocotindă într-un proiect care vă place fantastic. Și când puneți suflet, când depuneți pasiune în ceea ce aveți de făcut, normal că și rezultatele se arată mai repede, roadele sunt mai promițătoare, mai interesante și aveți toate motivele, sunteți motivat pur și simplu să mergeți mai departe, să trageți tare, că e pe placul vostru. Dacă ați face ceva că trebuie, că e sarcină, că e obligatoriu, probabil n-ați pune aceeași pasiune și nici rezultatele n-ar fi aceleași. Ori la pasiunea pe care o puneți, plăcerea de a munci, de a lega o relație, ceva, puneți multă energie din suflet, normal că vedeți mari progrese înainte. Voi, balanțele, sunteți implicate într-o activitate în care ați avea nevoie de îndrumarea unei persoane, să zicem a unei persoane suspuse, cu funcție, cu oarecare autoritate într-un anumit domeniu, un fel de lider, de șef, de profesor, de specialist, expert într-un anumit domeniu. Chiar aveți nevoie de acest om să intervină, pentru că modul său de a vă preda o lecție, de exemplu, vă motivează foarte tare. Datorită acestei persoane, practic, proiectul la care lucrați înaintează foarte repede. Dacă ați lucra doar voi pe cont propriu, probabil ar exista un ritm normal de evoluție, ori așa intervine acest om care, prin prerogativele funcției sale, prin poziția sa pe care o ocupă într-un anumit sistem, să zicem așa, vă poate grăbi rezolvarea unei situații. S-ar putea să bateți la ușa unei instituții, la un ghișeu, la un expert, la un specialist care vă arată aceste instrumente. Ce e de făcut pentru a duce mai departe ce ați început. Poate rolul lui este chiar acela de a vă grăbi, de a vă zori, de a vă pistona un pic. Hai, hai, acum e nevoie, intervină acum, acționează. Dar de fapt s-ar putea să vă inspire foarte tare acest om. Vă dă idei, vă dă soluții, vă dă căi de mers, mai degrabă la nivel teoretic, deci are ceva de spus, dar el vorbește din cărți, el vorbește din lege, el vorbește din norme care trebuie respectate și vă învață și pe voi ce trebuie să faceți. S-ar putea să o facă și într-un mod un pic cam aspru, un fel de inspector care va atrage atenția că aici n-ai făcut bine, aici n-ai făcut bine, aici n-ai respectat legea, aici n-ai tot ce trebuie la dosar. Deci s-ar putea să fie și o astfel de atitudine ușor autoritară, agresivă, un pic să vă muștruluiască pentru că nu ați îndeplinit toate condițiile acestui proiect. Dar de aceea este el acolo prin rolul său să vă și arate ce aveți de făcut. Încât cu ajutorul sau cu răspunsul sau poate chiar e un fel de verdict oficial, de răspuns oficial pe care îl așteptați de la o anumită instituție, să puteți trece la etapa următoare a acestui proiect. Pentru Scorpion este o zi în care și iubirea și rațiunea au ceva de spus, dar rămâne de văzut care e mai puternică. Poate într-o relație, ați ajuns într-un punct al unei relații în care v-ați dat seama că ați investit foarte multă iubire, dar a venit un moment în care v-ați dat seama că iubirea nu-i de ajuns. Trebuie să analizați un pic lucrurile, trebuie să le vedeți și dintr-o prismă mentală, rațiunea să-și bage și ea coada pe undeva ca să extrageți o concluzie, să înțelegeți un pic niște lucruri. S-ar putea să vă dați seama că v-ați cam aprins din punct de vedere emoțional, sentimental și intervine cine? Creierul și spune stop! Mai ușurel, ia-o mai încet, nu te agita atâta, nu te aprinde atâta. De-aia voi veți fi la mijloc între aceste două paliere total diferite ale unei relații, încât nu știți cui să dați prioritate. Ce spune inima și spune, nu glumă, orice vă interzice rațiunea, că s-ar putea rațiunea să vină cu niște reguli, cu niște limitări. Parcă vă lipsește libertatea de a vă exprima sentimentele. Parcă e un fel de luptă într-o relație, de exemplu, relația aceea este și prietenie și iubire. Și poate că a venit momentul să trasați clar pe care din cele două direcții veți duce mai departe această relație. O lăsați la nivel de prietenie, de camaraderie, de distracție, de timp liber, sau treceți la etapa următoare unde, sau la nivel următor unde înseamnă sentimente, emoție, senzualitate. Aici va fi foarte greu. Unii, clar, vor zice, da, trec la nivelul următor, că vreau iubire, vreau emoție. Alții, din diverse motive, își vor asculta mai degrabă conștiința, rațiunea. Că poate pe undeva relația asta nu e chiar ușoară. Nu e o iubire oferită pe tavă în care vă puteți arunca fără probleme. Poate e o relație paralelă, poate e o relație cumva interzisă, imposibilă, o relație cu diferențe mari între clase sociale, de vârstă, de nivel financiar, de funcție la serviciu, și de aceea există această conștiință care vă spune: mai gândește-te, nu te grăbi, nu te arunca. Bun, iubește, bun, simte ceea ce simți, dar gândește-te ce faci, pe ce nivel duce această relație. Ca atare, voi, Scorpione, s-ar putea să fiți puși într-o astfel de analiză în care într-un taler să puneți ce zice sentimentul și în celălalt taler ce zice rațiunea și să vedeți cui să-i dați în cele din urmă prioritate. Pentru Sagetatori este o zi extrem de emoțională, emotivă, nici nu știu, impresionabilă. La sufletul vostru se umblă foarte tare. Cineva vă zgândere la inimioară și vă e greu să recunoașteți, de exemplu, că simțiți ceva, că vă face plăcere, că e o iubire acolo. Voi preferați cumva să rămâneți închiși, să lăsați cutia aia închisă, să nu o deschideți, deși semnale din partea cealaltă există destule. Dar parcă vă e frică de sentimente, vă e frică de emoție, vă e frică să acceptați că, da, poate sunteți îndrăgostit, poate iubiți, poate nu e o iubire ușoară, așa este. Sunt acolo niște diferențe, ca și la Scorpion, care își lasă amprenta și de aceea vă gândiți, oare e bine, oare nu e bine, încât aproape că preferați această furtună emoțională să o păstrați în interior, secretă, discretă, doar a voastră, neîmpărtășită. Da, poate fi vorba de iubire nedeclarată. Poate din partea cealaltă vin ceva semnale. De exemplu, cineva bate apropouri că ar fi interesat de voi, că vrea o relație, dar voi preferați tăcerea, preferați să rămâneți în banca voastră, preferați să păstrați totul într-o mare notă de secretomanie, ca nu cumva să vă arătați latura vulnerabilă. Poate ați fost rănit, poate vă e frică de iubire și de aceea aveți această rezervă. Dar sentimente sunt acolo, emoții sunt. Poate n-a venit momentul încă, așteptați ceva, nu știu ce așteptați, poate peste câteva zile o să reușiți să vă deschideți efectiv sufletul. Dar momentan există acolo marele tumult, pentru că nu uitați, la voi cea mai mare furtună este într-un sector al sufletului și de aceea vă e atât de frică să recunoașteți că iubiți, să împărtășiți, să declarați, să spuneți. Mai intră și un Mercur acolo în Pești care poate v-ar ajuta să verbalizați ceea ce simțiți, dar e totuși în Pești și Peștele e mai rezervat, e mai tăcut, e mai discret, preferă să țină totul în interior și să fie o furtună fantastică de emoții decât să arate, să exprime. Așteptați ceva, probabil așteptați mai multe semnale din partea celuilalt care să vă dea încredere că puteți să vă deschideți sufletul. Și poate, așa cum spuneam, peste câteva zile va veni și momentul ăsta al destăinuirii. Pentru Capricorn este o zi în care aveți foarte multe drumuri de făcut, dar mai degrabă cu rol profesional. O grămadă de treburi, sau poate nu profesional, cât pentru a rezolva niște chestiuni pentru voi importante, dar în strânsă legătură cu instituțiile statului, cu diverse companii, firme, treceți pe la tot felul de ghișee pentru rezolvarea unor lucruri. Nu o să reușiți chiar tot ce v-ați propus, că drumurile vor fi multiple, nu prea duceți la îndeplinire chiar tot ce v-ați propus, încât e posibil să se amâne unele termene, să mai fiți chemați și mâine, să vi se mai ceară o foaie la dosar și tot felul de astfel de ocolișuri iritante de altfel. Pentru alții s-ar putea să apară o veste, tot cu tenta oficială, care vă poate trimite într-o direcție nouă în plan profesional, cel mai probabil, dar nu numai. E foarte posibil ca răspunsul, foaia aia, aprobarea aia, știu și eu, poate fi ceva scris negru pe alb, să zicem așa, sau poate doar un fel de rezoluție, de soluție cu iz oficial, vă poate trimite de acum pe un alt nivel în planurile voastre. E ca atunci când așteptați viza de la ambasadă. Fără viza aia nu puteți pleca. Sau așteptați un răspuns oficial, o diplomă, de exemplu, un atestat, un certificat. Poate să vină acest certificat care vă ajută să treceți la nivelul următor în planurile voastre. Fără această rezolvare cu tentă legală, probabil, nu aveți cum să treceți la etapa cealaltă. Dar foarte importantă această etapă. E o așteptare, probabil, a fost ceva timp de când așteptați această rezolvare, dar pentru unii Capricorn poate să vină marea veste că s-a rezolvat, că a apărut, poate a apărut poștașul cu plicul mult așteptat și care vă dă voie să treceți de acum la etapa următoare a planurilor voastre. Pentru Vărsători este o zi foarte interesantă, pentru că a venit un moment bun să stați de vorbă cu jumătatea voastră. Să puneți sarea la cale un pic, să stabiliți niște căi de urmat de acum înainte. E un moment de nou început, dar luat de comun acord. Nu doar voi decideți și celălalt vă urmează. Stați de vorbă, comunicați, vă consultați, părerea celuilalt contează, vă completați unul pe altul. Deci începe ceva care contează pentru voi ca relație, cuplu, pereche. Poate e o pereche care acum se leagă foarte frumos și atracția este puternică la început, dorința de a clădi relația este foarte mare. Parcă treceți la acțiune. Să zicem că până acum exista cineva prin preajmă și doar vă tatonați, vă întâlneați, vă dădeați diverse semnale de atracție unul față de altul, dar nu ați trecut la nivelul următor. Pentru unii Vărsători poate fi începutul. De azi înainte sunteți doi, de azi înainte știți pe ce nivel vă aflați, treceți pe un nivel superior, vă stimulați unul altuia iubirea, vă aprindeți focul acolo, pasiunea crește, poate chiar azi întâlniți pe cineva, poate abia azi apare prin cale o persoană care vă atrage fantastic și cine știe, încheiați ziua îndrăgostit. E un moment în care unul devine doi. Voi singuri deveniți voi cuplul. O întâlnire de suflet, o cerere în căsătorie, am spus asta cred că și zilele trecute, o declarație de dragoste, o declarație de intenție, o apropiere între două suflete, poate chiar cu iz de suflete pereche care se caută de multă vreme și poate în sfârșit s-au creat condițiile acelea prielnice unei astfel de întâlniri de destin. Unii Vărsători pot vorbi acum de marea dragoste, de mult așteptată întâlnire a jumătății ideale. Deci stați un pic cu ochii atenți în jur să vedeți de unde sare iepurile, că poate iubirea apare undeva la orizont. E atracție multă acolo, e pasiune, e iubire, sunt sentimente, sunt emoții, deci pare să fie o relație așa cum își dorește oricine, nu numai că vă doriți voi. Deci profitați de ocazie. Și în sfârșit am ajuns la Pești, care au și ei o zi foarte activă. S-ar putea să vină foarte multe vești. Vești din lumea largă. Poate întâlniri cu oameni de peste tot din lume. Poate apare cineva de peste hotare în calea voastră, în viața voastră, sau dă un semn, primiți un telefon din altă țară. Dar poate să fie mai degrabă o reașezare a unor planuri care vă dau foarte multă încredere în viitor. Așteptați de undeva o veste, o informație, o rezolvare, o minune, o întâlnire, ceva deosebit, de care clar că v-ați agățat toate visele. Nu era un vis oarecare, era ceva de top, încât voi astăzi ați putea vedea cum vin către voi aceste vești bune. Da, poate sună telefoanele ca la gară, poate primiți mesaje foarte importante. E ceva ce vă inspiră acel sentiment că vi s-a împlinit un scop. Ați dorit ceva mult, foarte mult, multă vreme și simțeați că se apropie, vedeați că se clădește ceva acolo, că se înfiripă ceva, că înmugurește ceva. E, acum s-ar putea să vedeți efectiv rezultatul acestei evoluții, care posibil să fi durat ceva vreme și în sfârșit vedeți și voi sub ochii voștri ce s-a născut, ce s-a construit, unde ați ajuns. E un nivel promițător care vă dă încredere că se poate și mai bine de atât, dar vă satisface foarte mult nivelul atins. E un vis frumos, e o zi de succes, o zi care vă inspiră chiar și un dram de fericire, un dram de încredere că viitorul sună bine și de acum înainte treceți pe un nivel superior, de la care așteptările voastre devin și mai mari. Asta este ziua de marți, bineînțeles ne vom vedea și mâine. Îmi cer din nou scuze pentru imagine, sper să mă înțelegeți și să ne vedem, să ne auzim cu bine și mâine.